Românii investesc tot mai puțin în construcții, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Statistică. De asemenea, autorizațiile pentru clădirile rezidențiale au scăzut în comparație cu cele nerezidențiale. Colegul meu, Cornel Chitucea, ne aduce chiar acum în direct mai multe detalii despre acest subiect. Cornel, bună ziua! Bun găsit! Potrivit Institutului Național de Statistică, sunt scăderi în toate regiunile țării, chiar și în București și Ilfov, cea mai dezvoltată zonă a României în ceea ce privește piața imobiliară. Pe de altă parte, în ceea ce privește autorizațiile de construcție, de acestea s-au cunoscut scăderi. În zona de nord-est, cu 971 mai puține, în București 871 mai puține, iar în sudul Munteniei 726 mai puține. Pe de altă parte, clădirile nerezidențiale câștigă teren în comparație cu cele rezidențiale. În profil teritorial, acestea au crescut astfel. În zona de nord-est, plus 127.601 de metri pătrați, 21.245 în zona București-Ilfov, iar în zona centrală, 20.827. În ceea ce privește autorizațiile eliberate pentru clădirile rezidențiale, autorizațiile au cunoscut următoarele scăderi în plan teritorial. În ceea ce privește zona București-Ilfov, minus 278 de autorizații, și zona de centru 198, iar în nord-est minus 188. Totodată în zona de nord-vest cu 79 mai puține autorizații de construcție.